Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, suntem din nou față în față. Astăzi cu un invitat special. Tocmai de pe câmpul de misiune din Madagascar, împreună cu noi se află Marcel Șaiteș. Bine ai venit la Chicago, Marcel. Bine v-am găsit. Mă bucur să te văd aici, la Chicago. Te-am văzut ultima dată în Madagascar. Și totodată alături de noi este binecunoscutul prieten, pastor Buni Cocar. Astăzi emisiunea va fi despre misiune și în special despre misiune în Madagascar. Personal am fost în Madagascar și pentru cei care pot vedea aici la mine pe masă sunt câteva obiecte aduse din Madagascar, inclusiv un taxi. Pentru cei care vizitați Madagascar veți avea ocazia să călătoriți într-o asemenea nu știu, cum îi spune? Șareta. Șareta, șareta. Da. S-au pus. Madagascar este o țară foarte interesantă. Când am pornit spre Madagascar, împreună cu directorul misiunii Genesis, pastorul Ilie Tomuța, nu știam la ce să mă aștept. Dar vreau să vă spun că acolo românii, familia de români, Marcel și Ioana Șaiteș, au făcut ca noi să ne simțim ca acasă. A fost foarte frumos. Sigur, e o altă lume, alte obiceiuri, alte condiții, dar relația spirituală dintre noi ne-a făcut să ne simțim în siguranță, în primul rând, și să ne simțim aproape de această familie dragă. Marcel, sunt foarte, foarte fericit să te văd la noi în studio, în emisiunea Față în Față. Am încercat să facem ceva și de pe teren, dar a fost mai dificil acolo, având condiții limitate și timp foarte limitat, pentru că activitățile au fost multe. În primul rând îți spun bine ai venit la Chicago și aș vrea să te rog să ne spui cu ce ocazie ne vizitezi. Da, și pentru mine a fost o surpriză venirea la Chicago. Am venit cu ocazia conferinței de misiune anuală pe care Biserica Pentecostală Philadelphia o face. Și m-a invitat anul acesta să ajung în Statele Unite ale Americii. Înainte cu două săptămâni de a veni aici, m-am dus, toate lucrurile au fost așa precipitate, m-am dus la ambasada Americii din Madagascar și cu ajutorul Domnului ușile s-au deschis. A fost o surpriză plăcută pentru mine și sunt încântat și bucuros să ajung în comunitatea românilor din Chicago sau din Statele Unite, poate e prea mult spus, oameni extraordinari cu inimă deosebit de generoasă, cu inimă care îl iubește pe Hristos. M-am simțit și mă simt binecuvântat că Domnul mi-a deschis această oportunitate să fiu aici în Statele Unite pentru câteva săptămâni. Pentru că am spus că te simți aproape, îmi permis să te întreb o întrebare personală. Cum de te-a lăsat Ioana? Wow! Da! A fost greu. M-a lăsat. Ea m-a lăsat cu drag să vin, deși am lăsat-o într-o perioadă foarte dificilă pentru noi ca familie, pentru că a rămas cu cei trei copii care merg la școală în Madagascar și dimineața și după amiază merg după sistemul francez, trebuie duși copii, aduși. Acum este epidemie de ciumă în Madagascar și e un pic mai complicat. Toate intrările în școli sunt supravegheate, îți ia temperatura, trebuie să stai la cozi imense și pe deasupra ea acum se află la stagiu, face stagiu, ea face școală medicală, școală de asistente medicale și moașe și este la stagiu la spitalul municipal, așa că am lăsat-o cu o mulțime de responsabilități acolo, cu proiectele, cu centru de misiune.
am, ce să spun, am o soție generoasă, o soție care mi-a permis. Am văzut, de fapt, că a fost voia lui Dumnezeu ca să ajungem. Nu am programat-o efectiv. Dumnezeu a deschis ușa și îi mulțumim că am putut să venim aici și să vă întâlnim. Ne bucurăm că ai o soție care te înțelege și te susține misiune, pentru că altfel nu știu cum ai fi reușit să faci atâtea lucrări care se fac acolo și vom discuta despre ele. Bunii, e o onoare să fim împreună pentru mine la această emisiune. Absolut. Mă bucur întotdeauna când suntem vizitați și avem oaspeți. Și ce aș vrea să facem astăzi este să încercăm să ne transpunem și noi pe câmpul de misiune în zona în care Marcel este. Crezi că este ușor sau greu pentru un român sau o familie de români să accepte, pentru că vorbim aici de chemare, să accepte chemarea misiune, să lași tu țara de baștină, să lași tu casa, să lași tu obiceiurile tale, prietenii, și să răspunzi la o lucrare. Cum explici? Pentru că o să aflăm ce a făcut Marcel și cum a ales el să răspundă chemării lui Dumnezeu. Dar din punct de vedere, știu eu, pastoral, ai atâta experiență în domeniu, cum crezi că, ce fel de asta era întrebarea lui, adică răspunsul lui, nu neapărat al meu. Nu, e al tău, el are răspunsul lui, al tău e okay. cum, pentru că vreau să... Am încercat să mă pun în pantofii lui zilele astea și nu încă. N-ai găsit pantofii, n-ai găsit dimensiunea, Mărie. Nu, și chiar erau și pentru mine acestea întrebări și voiam să le aflu răspunsul prin fratele nostru. Nu cred că este deloc ușor pentru cineva să ia această decizie și dacă o ia fără să fie chemat, mi se pare culmea greșelilor. Pur și simplu, adică este o plecare, o detașare, o străinare pe care aproape nu o concep. Înțeleg să te duci până acolo, înțeleg să faci și tu ca Cezar, veni, vidi, vici, dar să te duci și să rămâi și să te îngropi ca Albert Schweitzer în Africa, îngropi e mult spus, dar e aproape, te rupi de tot ce ai cunoscut, e peste deci puterile. Deci trebuie să fie o persoană care are o sensibilitate aparte în final. O putere aparte. Aș vrea să vorbim despre aceasta. O înzestrare aparte. Aș vrea să vorbim despre aceasta, pentru că, Marcel, eu cunosc deja felul în care Dumnezeu te-a chemat în lucrarea asta, dar pentru cei care ne privesc, poate cei mai mulți aud pentru prima dată despre familia voastră care a îndrăznit să pășească pe aceste meleaguri străine, Madagascar, și să slujească acolo. Aș vrea să te întreb, cum ați ajuns, în primul rând, la înțelegerea că Dumnezeu vă cheamă în misiune pe termen lung? A fost un proces. Și vreau să vă spun că noi suntem persoane normale, nu suntem persoane speciale. Pur și simplu am ascultat, am înțeles vocea lui Dumnezeu pentru viața noastră, voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dar am trecut printr-un proces. Ioana a iubit întotdeauna misiunea de tânără și dacă ar fi putut, s-ar fi dus în Afganistan în vremurile mai de mult, când primii misionari, cum a fost George Gavruș, când a plecat el acolo. Eu am terminat școala teologică, dar nu știu, aveam inima închisă față de alte popoare. Până când am ajuns să lucrez pentru Agenția Pentecostală de Misiune Externă și să înțeleg planul lui Dumnezeu pentru toate națiunile. Noi am primit învățătură bună în școala teologică din București, doar că cred că era mintea mea închisă. Și în momentul în care am început să înțeleg că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, toate popoarele și ce multe popoare sunt și că dacă noi nu facem ceva pentru ele, noi cunoaștem mesajul lui Hristos, cunoaștem despre jertfa Domnului Iisus Hristos și avem mandatul și nu facem ceva, atunci suntem
pasibil de, nu știu, de judecata lui Dumnezeu. Ați știut, dar n-ați făcut nimic. Și s-a produs o schimbare în mintea mea. Și în timp ce lucram pentru Agenția Pentecostală de Misiune Externă și mergeam cu misionari în diferite localități din România și încurajam bisericile să-i susțină, să se roage pentru ei, să țină legătura cu ei, Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele și mi-a spus... Tu nu trebuie doar să predici despre misiune. Tu trebuie să trăiești misiunea. Tu trebuie să te dai model. Ia-ți familia și du-te pe câmpul de misiune. Și în generația aceasta arată că se poate face lucrarea mea chiar și cu copiii și fă cu toată responsabilitatea. Vreau să fiu un model pentru generația aceasta și să motivezi pe alții să iubească această lucrare, acest mandat. Și m-am dus acasă și am spus Ioanei, uite ce îmi vorbește Dumnezeu în inimii mele. Iar ea, curajoasă, a zis că ne facem valizele. Când plecăm? Am tremurat mult. Tocmai ne luasem casă, da? Ne luasem un apartament. Era nou și aveam impresia că Dumnezeu glumește cumva. Acum când să ne bucurăm și noi, da? Ne facem bagajele și plecăm. Și a stăruit lucrul ăsta în inima noastră și atunci am decis, vom pleca. Ne-am gândit la mai multe țări. Ne-am rugat pentru Malezia. Aveam Malezia pe inima mea. Ne-am rugat pentru Liban, pentru Algeria și pentru Muntenegru. Mi-aș fi dorit Algeria și Muntenegru că sunt mai aproape și pot să ne viziteze și părinții să ne mai ajute. Aveam 3 copii. Dar... Dumnezeu avea copii, scuză-mă acum, pentru că Filip avea important să știe de respectatorii. Filip încă nu era născut când noi am decis, iar când am plecat cu el avea 10 luni deja. Okay. Iar fetele erau undeva la 5 ani, mai mult, 6 ani, 5 ani, încă nu erau la școală. Deci erau... îți dai seama, un copil bebeluș de 10 luni și 2 fete de 6 și 4 sau 5 ani. Așa este. Wow. Să pleci în misiune. Deci, nu, am vrut să subliniez acest aspect pentru că eu mă gândesc, dacă eu aș fi fost pus în situația aia, în primul rând nu știu dacă aș fi avut suficientă tărie să fac decizia asta. Oricum, mergem mai departe. Familia a pus multă presiune pe noi. Ne-a zis, măi, dacă voi sunteți atât de nebuni, așa au crezut ei, măcar nu distrugeți copiii ăștia micuți, uita. Dar noi am înțeles că e ceva diferit de noi, ceva din afara noastră, e chemarea lui Dumnezeu. Și cred că asta te ține atunci când ești în momentele dificile, atunci când ești pe câmpul de misiune. Sunt astfel de momente dificile? Încă câte sunt multe momente. Sunt multe crize cu care te confrunți pe câmpul de misiune. Probabil și dumneavoastră care ați venit aici v-ați confruntat cu multe șocuri culturale. Noi plecând dintr-o cultură europeană într-o cultură africană, chiar am simțit multe șocuri culturale din cauza că sunt diferiți decât noi. De exemplu, ei au acolo timpul, noi avem timpul linear, ei au timpul circular, da? Și e altcumva, îți dai întâlnire cu un malgaș, el se bucură că vine la întâlnire. Tu stai cu ceasul și zici, bă, de ce nu vine? Uite ce nesimțit e omul ăsta, nu mă respectă, nu? Autobuzele, nu avem autobuze, avem microbuze. Tot așa, într-un microbuz, acolo ne înghesuie ca sarmalele. A trebuit să plătesc 2 bilete, că sunt mai gras și ocup mult spațiu. Și zice, pornim acum și pornești peste 2 ore când s-a umplut. Și multe alte. Ei negociază toate lucrurile. Eu merg dintr-o cultură în care pe toate lucrurile se etichete, cât costă. Și oamenii cereau prețuri mari. Apoi, din punct de vedere spiritual, simțeam o presiune. Totul era străin. Madagascarul era total diferit de ceea ce am cunoscut. Dar am înțeles că Dumnezeu ne-a chemat acolo.
Am ajuns în Madagascar prima dată eu și am căutat lucrările în care ne vom implica și Dumnezeu m-a clăuzit, dar am plâns. Am plâns. În prima zi eram disperat. Am zis, Doamne, ce caut aici? Ce nebună-s ca să fiu în țara asta? Aduc copiii mei la mizeria asta. Aduc la purici, la noroi, la oameni. Oamenii care au o casă cât de cât înstărită, au garduri mari, tocmai din cauza că sunt bandiți acolo și au fost atacuri și sunt multe lucruri care se întâmplă. Asta din cauza sărăciei mare a Madagascarului. Dar după aceea Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele și mi-a zis, pe termen lung o să stai aici. Așa că schimbă-ți atitudinea. Și când m-am întors acasă, m-am întors cu o atitudine de recunoștință și mulțumire și am spus soției mele, Ioana, un an umblăm în biserici, căutăm suport. Deci sunt biserici acolo. Sunt biserici în Madagascar, deși Madagascarul este animist. Animist. Animist, da. În mare deci, parte, nu da. Nu islamic, ci animist. Avem vechea și islam. Da, avem. La noi, de exemplu, în oraș sunt trei moschei. Da. O moschee șiită, una sunită, iar una pe care eu o consider eretică. E un prinț care a luat părți din islam și a luat părți și din alte religii, le-a amestecat și atunci el consideră eretic. E Bahai cumva? Este și Bahai. Este și Bahai. Sunt mulți hinduși în Madagascar de asemenea. Dar populația este animistă ca și concepție și, de exemplu, am fost la Heli Mission, o organizație cu care lucrăm și ei ne spuneau că sunt aproximativ 50.000 de sate în Madagascar, din care 35.000 de sate nu sunt atinse cu Evanghelia, sunt animiste. Și ne încercau să ne explice ce mare responsabilitate trebuie să avem noi, cum gestionăm toate resursele ca Hristos să fie auzit în aceste sate. Poți să explici pentru cei care nu știu ce înseamnă animism? Animism. Animismul înseamnă religie tradițională, în special în Africa și în Asia, dar și, în America. Cum se desfășoară această religie animistă? Care-i oamenii cred în diferite spirite, în diferiți zei. Zei pentru ape, zei pentru copaci, anumiți copaci, să zic, care le influențează viața. Să zic, de exemplu, baobabul vieții. Baobabul vieții este un baobab foarte mare, un copac foarte mare. Am văzut că a fost folosit și în filmul Avatar. Și acest baobab, ei consideră că are un spirit care are un anumit Dumnezeu care locuiește în el, te duce la acel baobab, în special femeile care nu reușesc să nască copii, nu au copii fertili, sterile și aduc jerfe spiritului baobabului și spiritul baobabului va primi jerfele lor și atunci femeile o să poată să nască copii. Și ei au tot felul de spirite și Dumnezei care pe linia ancestrală au venit, care protejează satele lor. Și atunci pentru Dumnezei aceștia îi aduc anual jerfe. Sunt vrăjitorii, vrăjitorii sunt cei care conduc din punct de vedere spiritual satele și ei au anumit stâlpi în acele sate, stâlpiți diferiți, dar aduc închinare în fiecare an ca să îmbuneze un anumit Dumnezeu, taie o vacă, iau sângele și vrăjitorii aduc incantații. Ei trăiesc într-o religie a fricii și în toate lucrurile găsesc spirite. Spirite în pietre, spirite în copaci, spirite în ape. Și atunci ei, după ce aduc jertfa, ei cred că Dumnezeu care străjuiește peste asta sau Dumnezei o să fie favorabil, o să-i binecuvinteze. Binevoitor. Da, o să fie binevoitor. Cum privesc liderii satelor, să nu le spun vrăjitori, acțiunea sau intrarea voastră în mijlocul comunităților? Nu sunt încântați. Niciodată nu sunt încântați. Există o opoziție agresivă? Sau? Nu există o opoziție agresivă din cauza că suntem albi.
față de noi care intrăm. De obicei noi mergem în sate, pe lângă că sunt vraci, sunt regi în Madagascar. Regi locali. Regi locali. Și le spunem cine suntem, ne prezentăm și le dăm steagul României. Eu am obiceiul ăsta să le dea steagul României. Da, și îs mândru. Îs mândru. Până acum un an nu exista consulat, nici măcar consulat onorific, acum există. Și al României și acolo în sate îi salutăm, le spunem pentru ce am venit, pentru că în Madagascar sunt pietre prețioase și semiprețioase și unii când văd un alb cred că a venit pentru pietre. Astfel de lucruri, da. Și după ce le dăm un cadou regilor, în general le dăm o anumită sumă de bani, ei ne urează un bun venit, o fac în mod, să zic, așa, că așa e eticheta. Simbolic, da? Sau tradițional? O fac doar să ne spună bun venit, că am venit, am venit acolo și noi continuăm să predicăm Evanghelia. Continuăm să predicăm Evanghelia, continuăm vorbind despre Iisus Hristos, îl prezentăm ca soluție. Uneori suntem așa, încercăm să nu îi rănim, să nu îi jignim, să nu le zicem, dar le zicem că ei se închină la niște demoni, la niște spirite malefice care îi țin în frică. Îl prezentăm pe Iisus Hristos și vorbim despre El ca Domn al vieții, Cel care ține toată binecuvântarea mâna Lui, Cel care dă pacea, că ei trăiesc în frică și... Dar fii atent, dacă ei se închină la demoni, da, probabil că sunt și demonizați acolo. Normal, sunt demonizați. Și niște exorcizări s-ar impune acolo. Așa este. Aș vrea să luăm o pauză și să vorbim despre lucrare concret. Cum, în ce vă implicați și cum vă confruntați cu aceste situații când apar, știu eu, anumite situații mai dificile, cum reușiți să le faceți față. Vom lua o pauză și vom continua. Rămâneți cu noi! Am revenit în studio și astăzi vă invităm să participați împreună cu noi la un dialog cu un misionar din Madagascar, Marcel Șaitiș, este împreună cu noi, alături de pastorul Bunic Ocar. Încercăm să parcurgem un pic experiența ta din Madagascar, Marcel, și aș vrea în acest segment să ne spui în ce acțiuni, activități, cum vă desfășurați voi activitatea, în ce vă implicați acolo, predicați, am înțeles, Evanghelia, dar acolo oamenii au multe nevoi, sunt flămânzi, trebuie îmbrăcați, trebuie îngrijiți medical. Cineva spunea că într-o mână merge în misiune cu pâine și cu cealaltă cu Biblia, pentru că omul flămând nu poate înțelege ce îi spui. Da, în Madagascar noi ne-am dus ca să îl predicăm pe Iisus Hristos, să predicăm Evanghelia, să predicăm salvarea în Domnul Iisus Hristos. Dar am văzut că sunt multe modalități prin care predicăm, putem predica Evanghelia. În primul rând, o predicăm direct, le vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Cum o facem? Mergem pe stradă, punem un difuzor, așa, pur și simplu, și dăm un pic de muzică și încep să se adune oameni. Căutăm locurile aglomerate. Pur și simplu stăm într-o piață. Vedem acolo e piața, ne-am oprit, dăm drumul. Asta când lucrăm neplanificat. Oamenii se adună și începem să le predicăm Evanghelia. Ești cu echipă, înțeleg. Da, bineînțeles. Mergem întotdeauna în echipă pentru că avem traducători. Eu vorbesc limba franceză și vorbesc puțin limba malgașă. Dar mai trebuie să învăț. Și atunci, cu păstori în general, avem o echipă cu care mergem și predicăm Evanghelia. Deci ați găsit acolo niște oameni credincioși. Da, sunt oameni credincioși. Ei au fost un cap de pod acolo. Așa este. Yeah. Deci Dumnezeu ne-a dat harul, să spun, să ajung în Madagascar prin biserica
Assemblée de Dieu sau Assemblies of God din Madagascar și să mă primească în rândurile lor, da, în echipa lor. Ne-am mutat, n-am putut să stăm în capitală pentru că au fost mai multe elemente care ne-au blocat locuirea acolo și Dumnezeu ne-a călăuzit înspre un alt oraș la 200 de kilometri sud de capitală, se numește Antsirabe. Acolo este un centru de învățare a limbilor. De obicei misionarii trec pe acolo, stau câteva luni ca să prindă un pic din limba malgașă oficială și după aceea pleacă. Pleacă, da. Și pentru ei a fost o mare bucurie că noi am rămas în orașul acela și Dumnezeu a pus în jurul meu printr-un păstor care este, să spun, ca un lider al nostru, păstorul Mantra, Dumnezeu a pus în jurul meu câțiva păstori. 4-5 păstori, iar până la urmă s-au adunat în jur de 16 păstori, 15-16, așa. Ne-am mărit acum că am mai trimis Comitetul Executiv al Bisericii, păstori în zona noastră, să ne ajute în plantare de biserici. Și împreună cu acești păstori, am făcut fie evanghelizări sporadice, fie evanghelizări planificate. Adică urmărim plantarea de biserici pe anumite zone, să predicăm Evanghelia. Și atunci mergem constant, într-o anumită zi... Înțeleg că religia e liberă acolo. Da, este liberă. Noi avem o autorizație din partea statului, nu oricine poate să predice ceea ce crede, dar avem o mai mare libertate decât simt eu că am avea în Europa. Adică pot să predice Evanghelia pe stradă, dar mare trebuie... Mare ca în Europa, trebuie subliniată. Da, trebuie să ai totuși, dacă vine cineva din partea primăriei, asta nu mă refer la junglă, asta mă refer în zonele mai civilizate. Predicăm planificat Evanghelia și intenția noastră este să plantăm biserici. Predicăm Evanghelia, plantăm biserică, mergem regulat, se formează un mic grup, plantăm biserică, cerem să ne trimită un păstor acolo ca să dezvoltăm lucrarea. Dacă Domnul ne dă har, cumpărăm un teren și construim o biserică. Cam aceștia pași și urmează maturizarea bisericii. Apoi, ca să ajutăm lucrarea, am creat o școală biblică. Acum 3 ani, eu am avut pe inimă lucrul acesta, să creăm o școală biblică. În mintea mea era să avem luni, să urmăm modelul școlii biblice Hristos pentru România din Timișoara, unde Nelu Filip, pastorul Nelu Filip, a fost mentorul meu. Lunea, miercurea, vinerea. Asta e cea care a înființat-o, Don Caier? Cine? Don Caier, americanul? Nu știu. Anyway, așa. Și până la urmă noi am mers pe varianta asta. Am făcut o școală biblică pe 2 ani cu câteva module și teologice și practice și luăm oameni care sunt fermieri, oameni credincioși din biserică care au toată ziua fie de îngrijit animale, fie de făcut altceva sâmbetele, odată la două sâmbete, pot să vină și pun un timp deoparte și începem să învățăm mai mult. Adică ei știu câte ceva, dar începem să le dăm o învățătură mai organizată. Și cu acești oameni mergem, încercăm să plantăm biserici. Cam așa privim noi, asta e perspectiva noastră din punct de vedere spiritual. Evanghelizare, plantare de biserici, educație creștină. Deci un fel de om la om. Om la om, în public, fiecare cum se organizează. Nu-i neapărat om la om. Facem și evanghelizare om la om. Noi am ajuns la concluzia că în orașe un pic oamenii s-au desensibilizat la Evanghelie. Înțelege? S-au imunizat. Așa. Și atunci acum începem să implementăm grupul celulă, evanghelizări în familie. Iar odată ce ești din orașe, pe sate, oamenii sunt mai sensibili și acolo facem evanghelizări publice, evanghelizări mari. Altă modalitate prin care predicăm Evanghelia este prin
prin ajutor sau folosim niște instrumente. Madagascarul este a șasea, a cincea, a șasea, depinde, așa, în top sărăcie, în topul celor mai sărace țări din lume. Și atunci am spus că le vorbim despre Hristos, dar dacă nu facem ceva pentru ei, semănăm puțin cu farisei. Zicem, du-te acum, încălzește-te, da, mănâncă și bucură-te. Dar de ce să se bucure? Că unii săraci lipiți pământului. Și expresia asta în Madagascar o expresie reală. Pentru că dorm pe pământ, pur și simplu. Sau își întinde așa, îi spune ții, o bucată de covor făcut din rogojină. Din rogojină, da. Și dorm pe el. Și chiar sărați, săraci. Și atunci am dezvoltat anumite lucruri. Copiii trebuie să plătească școala. Copiii trebuie să plătească școala și mulți nu merg la școală. Rata analfabetismului se ridică undeva la 60%. Oameni în vârstă, oameni nu știu să citească, nu știu să scrie. De multe ori îi pun cu degetul, da, ambele degete în ștampilă, în tușieră și pun acolo. Pentru că nu știu să țină, merg oamenii la bancă să depună, dragii de ei, bani și îți desculți, îți dezbrăcați, să zici, ce caută ăsta în bancă? Dar pentru Madagascar așa ceva e normal, da? Pentru că sunt foarte săraci. Și atunci am zis să ajutăm, să folosim câteva instrumente. Am folosit partea educațională și ținem copii la școală care nu își permit să meargă la școală. Avem la momentul actual 100 de copii pe care îi susținem. Nu sumele mari, îți 3-4 euro, că noi socotim în euro lucrurile, să zicem 5 euro. Avem, susținem acești 100 de copii să fac parte din 4 școli diferite. Apoi avem un proiect. Am luat copiii din jurul nostru. Erau vecinii noștri și nu făceau nimic și i-am dat și pe ei la școală, dar pentru ei am făcut ceva mai mult, pentru că erau mai apropiați de noi, i-am cunoscut familiile. Le plătim mâncare la școală, îi îmbrăcăm, îi încălțăm. Știu că acum 2 ani am dat pentru câteva sute de copii am dat îmbrăcăminte. Ne-am dus, le-am împărțit, aproape să ne sfâșie pe noi, că sara așa. La școli am dat, la toate școlile cu care lucrăm, am dat îmbrăcăminte, dar o trebuie să le cerem liste cu copiii, cu vârsta lor, ca să nu ajungem să se smulgă lucrurile. Și atunci am pregătit câte 2 sau 3 hăinițe, le-am pus frumos în pungă și am scris, nu știu, Nirina, 6 ani, băiat, da? Și așa le-am distribuit. Și avem 35 de copii pe care, să zic, ne ocupăm mai special de ei. Nu numai că le plătim, îi dăm la școală, ci avem și 3 profesori, facem after school cu ei, îi îmbrăcăm, îi încălțăm pe acești copii și le plătim o masă la școală. Pentru că am văzut că... Dar nu noi o facem asta. Adică noi o facem. Noi suntem intermediari, noi avem inima, noi simțim. E biserica care o face. Sunt prietenii noștri care fac lucrul ăsta. Și noi suntem doar, să zic, un făgaș pe care se scurge, să spun, binecuvântarea, dragostea fraților, ca să se reverse. Cum stau domeniul medical? Știu că Ioana se pregătește în acest moment, în acest domeniu și s-a implicat practic în îngrijirea medicală în mod special. Ioana a venit în Madagascar și a trebuit să fie de toate, da? A trebuit să aibă grijă de noi și medical și... Madagascar, sunt mai multe boli care lovesc, zic, țara. E malaria din cauza umidității și țânțarilor, este ciuma, anul ăsta a fost alertă, este încă alertă națională de ciumă. Ciumă, acum este o formă foarte gravă, ciumă pneumonică, care dacă ai contactat-o 24 de ore, dacă nu te-ai tratat, mori, pentru că se transmite pe cale aeriană.
Și Ioana s-a îngrijit de noi, ne-a dat medicamente. La început nu eram aclimatizați acolo și tot timpul corpul nostru era plin de bube. Copiii noștri au avut în jur de 6 luni. Erau corpul plin, acoperit de tot felul de erupții, da? Și ne-am dus la doctor și a zis: domnilor, sunteți pe tropicul Capricornului. În climă tropicală, ați venit din Europa, mâncarea e diferită, e tratată cu substanțe diferite, aerul e diferit, apa e diferită, acomodați-vă, n-avem ce să facem. Și au început să, să vină și vecinii noștri pentru diverse lucruri. Ioana a început să le dea medicamente, le-a dat medicamente dacă aduceau o rețetă de la un doctor, pentru că am dus medicamente multe cu noi. Și au început să vină oameni cu tăieturi, unul și-a tăiat piciorul cu toporul, cineva și-a tăiat piciorul ceva cu flexul și tot felul de răni și cineva accidentat, arși. Ioana a început să dea prim ajutor oamenilor și dintr-o dată a început să fie un telefon fără fir care s-a auzit în toată zona, da? Că Vaza, adică străinii, fac bine, au medicamente și Ioana s-a trezit ca un fel de asistent medical. Și au durat câțiva ani. Ioana a încercat să se înscrie la școala de medicină la Antananarivo, dar era prea scumpă și ne cereau prea multe eforturi pentru care nu eram noi acolo. Și în final Domnul a deschis anul trecut o ușă, am fost surprinși foarte tare, am renovat un cabinet medical, am construit niște paturi de naștere mai specifice și le-am aranjat frumos, era așa de uimit doctorul: de ce faceți asta? Am spus: să facem în numele Domnului Iisus Hristos, din cauza dragostei Lui. Și ne rugam și se uita la noi așa ca, zice că e creștin, dar se uita la noi ca altă minune. Mirați, ne asculta rugăciunile. Foarte, foarte interesat era și foarte curios de motivația noastră. În numele Domnului Iisus. Și în final a întrebat-o pe soția mea: uite, văd că ești interesată de domeniul ăsta. N-ai vrea să-ți cunosc pe cineva care are o școală particulară, n-ai vrea să te înscriu? Și Domnul i-a deschis Ioanei ușa la o școală paramedicală, paramaif îi spune, la noi în oraș, și de 2 ani, are 3 ani trebuie să facă, școala de asistente medicale și moașe. De fapt, ea este specializată pe școală de moașe. Și abia după ce a făcut un an, ne-au spus ei: cu specializarea asta puteți, i-au explicat Ioanei, poți, după ce termin școala, să-ți deschizi propria ta clinică în Madagascar. Și noi am zis: wow, ce plan minunat are Dumnezeu, că Domnul ne deschide o ușă. Și pe calea asta așa ai este. Acces la foarte mulți pacienți. Cunoaștem așa mulți români, doctori, prieteni, care ar vrea să vină, dar dacă n-au un cadru, n-au cum să vină să ne ajute pe domeniul acesta medical. Și dintr-o dată în mintea mea s-a prins așa o lumină: wow, Domnul vrea să facă ceva mai mare, mai mare. Domnul a deschis ușa. Scuzați-mă că vorbesc tot despre uși, dar cumva așa văd eu. Sunt anumite lucruri în care se blochează drumurile, insistăm și ne rugăm și înțelegem că nu-i voia lui Dumnezeu. Iar altele nu facem niciun efort. Dumnezeu zice: mergi încolo, fă lucrul acesta. Da, sunt oportunități. Trebuie să prinzi prilejul, adică să folosești prilejul. Asta e ideea, să fii sensibil la ce se face, să atent la ce îți deschide el și nimeni să nu închide. Așa este. Hai. Și apoi am ajutat alte familii, am ajutat copii, am ajutat un orfelinat, de exemplu, orfelinatul Speranța.
24 de copii erau, apoi 22 de copii, le-am reînnoit mobilierul, le-am dat o mână de ajutor în Antananarivo. Acesta este un orfelinat al Bisericii Assemblée de Dieu din Madagascar, dar ei nu aveau posibilitate sau am văzut că nu prea, sau poate considerau că suficiente condițiile, nu știu. Și după ce i-am ajutat pe acești copii timp de 3 ani, unii dintre ei deja erau destul de mari și au început să plece la facultate. I-au scos din orfelinat. 18 ani, 19 ani, tu nu mai poți să stai aici. Și au început să meargă la diferite școli. De exemplu, avem un băiat, Dida, la drept, o fată, Patricia, la asistente medicale, a avut la Moașe și așa mai departe. Și atunci am deschis un nou proiect, burse pentru studenți. Da? Și am avut 10 studenți, 9 studenți, 8 studenți, asta în funcție de an, pe care i-am susținut. Pentru că am mai găsit și alții care erau săraci, din familii cu mulți copii și nu își permiteau nici cum să își continue studiile sau să meargă la studii. Și Domnul ne-a ajutat și pe planul acesta. Sau am ajutat mai multe familii cu foarte mulți copii săraci, i-am ajutat cu o anumită sumă de bani. Sau bolnavi, avem un băiat pe care îl ajutăm de 4 ani, el are boala oaselor de sticlă, îl cheamă Miura. E mic, e foarte inteligent, dar este tot trupoasele, i-am dus cărucior, îl ajutăm și ne rugăm ca să trăiască, să fie o binecuvântare. Și are nevoie de medicamente speciale pentru acest lucru. Sau o femeie oarbă pe care tot așa avea nevoie de un tratament special pentru ochi, pentru pleoape și am ajutat și în direcția aceasta mai multe familii. Este o activitate plină de frumusețe și de oameni frumoși. Un lucru care m-a impresionat când am fost în Madagascar a fost faptul că vedeai totul frumos, oameni frumoși, peisaje frumoase. Ce-ți produce această satisfacție interioară? Pentru că e mare nevoie. Eu, sincer, când mi-ai spus, uite ce frumos e în jurul nostru, eu m-am uitat, într-adevăr, e foarte frumos Madagascarul, dar luați-mă de aici. E foarte frumos când vii să-l vizitezi, dar eu m-am gândit la el că locuiește acolo, se confruntă cu nevoile situațiile de acolo zilnic. Așa este. Am decis atunci când am mers în Madagascar, noi am decis și am spus în fața tuturor bisericilor pe care le-am vizitat, nu mergem într-o excursie în Madagascar, mergem în lucrare și ne luăm angajamentul că vom sta cel puțin 10 ani în Madagascar. Asta a fost angajament ferm în fața bisericii. Am zis, doar dacă sunt situații de urgență, extreme, suntem scoși afară, se închide Madagascarul pentru străini, atunci o să schimbăm câmpul de misiune, dar altfel, 10 ani, ne luăm angajamentul să fim acolo. Ca să vadă bisericile că nu îi chef de aventură, da? Hai să văd și eu cum arată Madagascarul ăsta și, nu m-am acomodat, deci, hai să... Este un fel de... îți pui viața în joc, nu? Da, așa, ne-am tăiat, ne-am dat foc corăbilor. Cortez, nu-i drum înapoi? Da, așa e ca să nu mai... Și eu cred că asta ne-a ajutat să ne acomodăm în Madagascar, pentru că am zis, aici e casa noastră. Vingem sau murim? Da, așa este. Și pe deasupra să spun, o binecuvântare este că ne-am dus cu copiii și copiii aveau propriile lor nevoi și copiii plângeau unul într-o direcție, altul în cealaltă. Erau plini de bube, erau necăjiți, trebuia să-i dăm la școală, nu vorbeau decât limba română și probabil atunci, nu probabil, sigur că am fost atenți să fie toate nevoile lor să fie împlinite și n-am mai avut timp să ne gândim așa de mult că ni greu, da, și să ne plângem de milă. Așa. Și ne-am pomenit așa că suntem în locul în care ne-a așezat Dumnezeu și suntem împliniți. E evident că Dumnezeu v-a ajutat, că v-a purtat. Eu totuși, asta e defectul meu, totuși vreau să văd sau să aud dimensiunea
supranaturală. Unde o vezi? Unde vezi că este supranaturalul activ? E pasiunea vieții mele. În toate. Am înțeles că în toate. Dar din perspectiva ta, care aspect supranatural, mă refer la călăuzire supranaturală, la împuternicire, la însoțire, la autoritate, chestiuni de genul ăsta, cred că ai idee la ce m-aș referi. Vom lua o pauză și îl vom lăsa pe Marcel să mediteze la întrebarea asta, că e una foarte dificilă și cred că are multe de spus. Dar va trebui să luăm din nou o scurtă pauză, după care vom reveni, vei răspunde la întrebarea asta și vom discuta și despre viziunea pe următoarea perioadă cât vei sluji acolo. Rămâneți cu noi, vom reveni. Am revenit în studio și împreună cu misionarul Marcel Șaitiș și pastorul Bunii Cocar învățăm câteva lucruri despre câmpul de misiune în Africa, mai precis în Madagascar. În segmentul precedent, pastorul Bunii Cocar vrea să știe despre experiențe supranaturale, pentru că are o preocupare aparte, deși e pastor baptist sau educat baptist, are un interes foarte mare în lucrările de vindecări, de supranaturale. Am văzut de mai multe ori mâna lui Dumnezeu intervenind cu mare putere. Eu cred că ar trebui să fie normalul bisericii acest lucru în câteva dintre lucrări. De exemplu, ne-am rugat pentru un băiat care e în proiectul nostru, în proiectul de susținere a copilor, îl cheamă Marcelin. Marcelin este surd de ambele urechi și auzea foarte, foarte, foarte minim. Trebuia să strige, trebuia să-l atingi și ne-am pus mâinile peste Marcelin într-o zi și am poruncit în numele lui Iisus să se deschidă urechile. Ne-am uitat la textul biblic și am fost surprins că Marcelin a fost vindecată și mama lui s-a pocăit în urma acestei lucrări, tatăl ei merge la biserică și vedem că familia lor deja îl caută pe Dumnezeu. Au fost surprinși, nu s-au așteptat la așa ceva. În alte împrejurări ne-am rugat pentru oameni demonizați, ne rugam în biserică pentru ei și începeau să verse pe jos, să vomite, să strige, să urle. Unul dintre păstori spunea, rugați-vă cu ochii deschiși, rugați-vă cu ochii deschiși, să nu vă atace, să nu vă lovească. Și am văzut mai multe astfel de cazuri, pentru că în unele biserici din Madagascar este normal să se roage pentru eliberări. Și apoi unul dintre păstori întreba, ok, repetă după mine, să vedem dacă e eliberată. Și spune, Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumesc că m-ai mântuit. Când auzea demonizatul despre asta, ce urât făcea. Nu e liberată persoana asta. Și am văzut cum Domnul o atins, o elibera și după aia toată înfățișarea s-a schimbat. Și asta am văzut în mai multe cazuri. Am văzut iar, am avut momente când Domnul ne-a trimis un trio din Paris, trei bărbați plini de putere și de Duhul Sfânt și Dumnezeu vorbea prin ei și ne-am dus la rugăciune cu o biserică și oamenii cred că nu au luat foarte în serios lucrul ăsta și Duhul Sfânt vorbea prin toți trei același mesaj. Eu am fost surprins să văd așa un trio, dar același mesaj. Hopai! Mărturisește-te, punea să se mărturisească pe persoană, bărbat, femeie, tânăr, mărturisește păstorului ce ai pe suflet. Și mărturisea, venea, ne rugam, stop, ne oprim, zice, ai o problemă în viața ta. Și îi spunea, uite, tu șchiopăți. Zice, da, ești bolnavă, de-aia și veni să vă rugați pentru mine. Și de ce șchiopăți? Pentru că ai blestemat pe cineva din familia ta să rămână olog. Du-te,
cereți iertare, spune-i ce ai făcut și Domnul să te vindece. Și alte lucruri. Oamenii aveau ascunse diverse obiecte de astea care erau închinate demonilor, cu care au fost la vrăjitori, ca să le binecuvinteze casa. Și de fapt erau blesteme. Și cea, nu știu. Și zice, nicio problemă, hai să ne rugăm Domnului. Și în timp ce se rugau, Domnul descoperea. L-ai acolo, pus în casă, în locul acela. Și asta ne uimea așa de tare cum Dumnezeu făcea asta prin trei oameni. Am văzut lucruri incredibile, eram surprins. Bărbați care vreau să-și părăsească familia, că nu puteau să îi susțină. Vrea să-și lase soția cu 2 copii. Și Duhul Sfânt îi vorbea clar. Eu o să-ți port de grijă, nu evada, ai o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, ai făcut un legământ și am văzut lucrul ăsta. Am fost în junglă, acolo am fost într-o evangelizare, am fost de mai multe ori în junglă, am zburat uneori cu elicopterul în junglă pentru că e greu să ajungi în satele acelea. Și înaintea noastră a mers cineva, Nate Lashway, un misionar american, și s-a rugat pentru oameni și Dumnezeu a vindecat-o pe o femeie, era oarbă și Domnul a vindecat-o. Vracii le dau când îți bolnav să bea niște licori și cad în leșin câteva zile, 5, 6, 7 zile, iar când proclamăm pe Iisus Hristos ca Domn și zicem că El vindecă și atinge, oamenii cred asta și Domnul îi vindecă. Vezi? Și suntem așa de recunoscători și mulțumitori pentru ceea ce face Domnul. Lăudați să fie numele Lui. Amin. Așa să fie. Aș vrea să te întreb, de cât timp slujești în Madagascar și cât timp ai de gând să mai slujești? Da, suntem în Madagascar de 4 ani și câteva luni, 4 ani și 3-4 luni și vrem să slujim în Madagascar încă cel puțin 10 ani. Așa ne-am gândit. Am văzut că Dumnezeu a deschis acolo o oportunitate foarte mare, un kairos mare și ne rugăm Domnului ca să formăm acolo o echipă complexă cu care să atingem oamenii. Folosim la momentul actual inclusiv radioul. Avem viziunea de a face un radio acolo. Dar prima noastră, să zic, ca și viziune, primul nostru punct, prima noastră prioritate, să vedem sute de oameni atinși de Evanghelie. Și am văzut asta și am fost așa de încântat să vedem oameni transformați, oameni găsiți în întuneric și eliberați și schimbați total și devenind misionari în rândul poporului lor și merită să... Și apoi ne rugăm ca Domnul să ne mai trimită alți misionari, alte familii. Avem în proiect o familie din Cluj-Napoca să vină anul viitor, familia Popa, Florin și Alina, cu 2 fetițe, cu 2 copii, copiilor, să se mute la noi pe termen lung de asemenea și mai avem un proiect, o familie de aici din Statele Unite, familia Purcar, Gabi și Dana, tot cu 2 copii, să vină. Noi ne rugăm, Doamne, trimite alți misionari. Vrem să stăm cel puțin 10 ani, pentru că e o oportunitate pentru noi românii și trebuie să ne folosim de oportunitatea asta. De aceea mergem în biserici și le spunem, trimiteți oameni. Odată ce omul vine, asta am văzut. Cei care au venit, au văzut, au fost atinși. Se zice că un om este ori misionar, ori câmp de misiune. Da. Noi suntem misionari, câmp de misiune. Misiune înseamnă că ai nevoie să te misioneze altcineva, câmp de misiune. Așa. Și e mai bine să fii misionar decât câmp de misiune. Da, așa este. Așa este. Fiindcă ești un outsider dacă ești câmp de misiune, pe când dacă ești misionar, ești în fenomen, ești în lucrare, ești unit cu cine trebuie și faci ceea ce ești chemat să faci. Eu cred. Acum cunoști cât de cât nevoile de acolo, ai experimentat mai multe proiecte. Care este viziunea pentru următoarea perioadă?
pentru următoarea perioadă, noi avem câteva lucruri pe care le avem în inima noastră. Mie mi se par un pic nebunești, dar am tot stat, Doamne, de la Tine vin, s-auzi visele noastre. I-am cerut Domnului, noi am vrea să facem un centru, de fapt avem un centru care se numește Joy for Madagascar, care cuprinde toate proiectele. E prioritar școala biblică, avem un studio pentru radio acolo, cu doi băieți care sunt profesioniști, transmitem emisiuni prin radio și vrem să-l transformăm în radio, deci am vrea ca să avem radio. După ce termină Ioana, ne rugăm ca Domnul să ne dea un teren și să începem o clinică. Noi am transformat un garaj în, noi așa i-am spus, clinica medicală sau centru medical Bethesda. Centru sună un pic așa foarte bombastic și umflat, dar am zis, hai să fim îndrăzneți în numele Domnului. Ne-am rugat pentru teren. Eu m-am rugat, Doamne, dă-ne un teren în Madagascar. M-am rugat prima dată, m-am uitat la prețuri și smart și am zis, Doamne, dă-mi, te rog, 5.000 de metri. Doamne, cred că Tu poți să ne dai un hectar. Doamne, dă-ne 2 hectare. Și am zis, Doamne, dă-ne 10 hectare. Dacă tot vrem să facem centru creștin, vrem să facem o școală pentru 300 de copii cu profesori bine pregătiți, să ajutăm copiii ăștia, să îi conectăm de universitate, să facem o școală de meserii, vrem să facem un spital, vrem să facem radio și o televiziune acolo. Și mulțumesc frumos pentru că ne inspiri, ne încurajezi în sensul acesta și vrem să facem o casă a rugăciunii care să fie o biserică, dar și un loc în care să se întâlnească oamenii permanent pentru rugăciune și îndrăznim să, dacă Domnul să dea familie, să ne gândim și la un orfelinat acolo. Și revin, ziceam, Doamne, dă-ne, te rog, 10 hectare de teren. Mi s-a părut că sunt drăzneț înaintea Domnului. Și Domnul mi-a vorbit odată profetic într-un cerc de rugăciune și a zis, ca să vezi că e lucrarea mea în Madagascar și să nu te îngâfi să crezi că e lucrarea ta. O să-ți dau de dor cât ai cerut. Și a făcut o pauză omul respectiv care și 20 de hectare de teren. Eu nu caut teren în Madagascar, vă spun sincer, că nu moștenesc nimic și nu mă interesează să fac o împărăție a mea. Eu văd că Domnul deschide lucrarea și cred că Domnul toate o să le facă la rândul Lui, dar îndrăznesc să cred într-un mare Dumnezeu. Asta îndrăznesc și să zic, Doamne, Tu ești mare și fă-ți voia Ta. Doamne, eu sunt prea micuț ca să fac lucrurile astea, trimite încă oameni, trimite oameni mult mai pregătiți ca mine. Eu mă pun la dispoziția Ta, am făcut pașii ăștia, am bătut țărușii ăștia. Dar dacă Tu vrei să faci ceva, Doamne, slăvește-ți numele și fă ca biserica română, oamenii din România să meargă și să pună darurile din inima lor, dragostea lor acolo. Și nu mă refer la bani, mă refer să meargă, să predice Evanghelia. Poate Dumnezeu folosește Madagascarul ca pe un loc în care oamenii să îndrăznească, da? Să îndrăznească să predice. Când predică oamenii pe stradă, cei care vin la noi, schimbați după aia, îi văd păstori din România sau din Anglia sau... Văd că se poate și așa, se poate, poți să predici, în numele Domnului te duci și Domnul își arată gloria și slava. Asta, asta vrem. Este o mare, mare lucrare pe care o fac misionarii români și voi în Madagascar și mulți alții în alte părți ale lumii care se dedică aceste lucrări și nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că pune în fiecare din noi puterea, îndrăzneala necesară ca să facem pașii pe care El ne cheamă să-i facem. Mă bucur enorm de mult că am avut acest timp împreună. Aș vrea acum la final să le spui telespectatorilor noștri și probabil că unii dintre ei sunt chiar suporteri care susțin misionari, poate chiar și pe voi. Să le spuneți, să le spui un cuvânt,
celor care deja vă susțin pe voi sau pe alți misionari și celor care vor să susțină un misionar și nu știu cum să o facă și acum, privind acest program, se gândesc, poate ar fi bine să pun și o cărămidă la Centrul Creștin din Madagascar. Aș vrea să vă mulțumim frumos, aș vrea să mulțumim fraților și surorilor, bisericilor, tuturor care, într-un fel sau altul, nu au dăruit, s-au dăruit lucrări din Madagascar. Dumnezeu să le răsplătească. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Vă mulțumim frumos pentru tot suportul dumneavoastră. Eu cred că prima dată se deschide inima. Oamenii se roagă, oamenii se gândesc, oamenii încurajează și apoi se implică financiar. Eu vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-ați făcut. Domnul să vă răsplătească și să vă întoarcă, să vă multiplice și să vă întâlniți cu o răsplată veșnică în cer și să întâlniți malgași care au fost convertiți în urma acestor lucrări. Și aș vrea să mulțumesc Discover Your Mission de aici, din Statele Unite, și Misiunii Genesis, directorul acestuia, fratelui Utsu Tomuța, și pastorului Florin Câmpian, care mi-a oferit posibilitatea să ajung aici în Statele Unite și să pot vorbi despre aceste lucruri. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Agenției Pentecostale de Misiune Externă, a cărui misionar sunt, să spun, din România, pentru tot suportul, toată dragostea, toată înțelegerea și consilierea, să zic, pe care ne oferă în această lucrare. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, nu este lucrarea noastră. De aceea vă invit, veniți în Madagascar, veniți acolo, veniți cu inima prima dată, cu rugăciunile dumneavoastră. Dacă Dumnezeu vă pune și în alt fel pe inimă, Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Dacă cineva vrea să se implice financiar, cum ar putea să o facă? Dacă cineva ar dori să se implice financiar, cred că ar trebui să contacteze fie Discover Your Mission, pe frate pastor Florin Câmpian, fie ar trebui să contacteze Misiunea Genesis, pe fratele Ilie sau Utsu Tomuța. Vă mulțumim pentru toate și vă mulțumesc pentru seara aceasta și pentru că mi-ați oferit o oportunitate frumoasă să întâlnesc așa oameni speciali. Așa este. Dar, Petru, am un ultim gând de la mine. Investiția cea mai bună pe care o putem face în călătoria noastră pe lume este în Împărăția lui Dumnezeu. Și biserica este Împărăția lui Dumnezeu și misiunea este Împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să faci una mai avantajoasă, care are și răsplată terestră, și veșnică, și spirituală. Cu acest gând ne oprim aici și mulțumim pentru tot ce faceți acolo și pentru că ai ajuns și pe la noi să fim împreună pentru scurt timp. Îți dorim binecuvântări și protecția lui Dumnezeu peste tot pe unde mergi și Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și întreaga ta familie. Bunii, ca de obicei, apreciez că ești împreună cu mine față în față. Dragi telespectatori, am ajuns la final și vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi la o încă emisiune specială, zic eu, și aș vrea să vă încurajez pe cei care sunteți născuți din nou să luați în calcul implicarea în misiune. Fiecare dintre noi trebuie să facem ceva. Nu putem să fim credincioși pasivi. Eu nu cred că Domnul Iisus a intenționat ca noi să fim doar spectatori. Cred că El ne cheamă să fim slujitori. Și fiecare dintre noi să ne rugăm și să cerem călăuzire de sus cum și unde Dumnezeu vrea să ne implicăm. Până data viitoare vă spun la revedere și vă dau din nou întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. La revedere!